Atunci dacă tot filmați asta, voi puteți să o spunem pe aia clară că și cu Irina mi-a plăcut relația. Hei, ce faci, familia mea? Astăzi, pentru prima dată în istorie pe acest canal, o avem pe Mimi! Bună! Și astăzi o să încercăm să ghicim aromele de la înghețata asta pe care am cumpărat-o. Basically, ice cream challenge. Exact, ice cream challenge și o să fim legate la ochi, dar cea care va pierde, cea care va ghici cele mai puține arome, va trebui să... Să-i sune fostul iubit, să-i spună că încă îl iubește, cu toate că eu am un iubit acum și sper să nu se supere pe mine că fac asta. O să fie o alegere foarte grea, sper să nu pierd. 1, 2, 3 și... Te-am bătut. Fac! Ta-na-na-na! Deci 5 eu, 5 tu. Da, să știi că o să alegi dintr-o plasă. Vezi ceva? Nu. Vezi? Ceva? Nu, nu văd. Vezi ceva? Nu. Super. Și începem! Tararara, alege, bagă mânuța, mai așa, acolo, bravo, bravo, bravo. Ia uitați cum arată. Yummy! Căpșuni? Da, Mimi. Oh. Wow! Alege din plasa magică. Ia, vedem. Superb! Haide, Mimi, stai. Dar asta trebuie să o muști. Oh, wow! Am căzut pe tine. Cum este? E bună, nu? Bună. Cu alune și ciocolată. Da? Ai două puncte, Mimi. Asta s-a topit, vai! E topită? Da. Poți să pui în castron să-mi dai cu lingurița. Dacă e topită rău. Stai că mă uit acum la ea. Nu e topită rău, să știi. E chiar bine. Dar și din asta trebuie să muști cumva. E topit așa? Nu. Ce? Cu ce e asta? Lămâie. Da! Vai. Sunt supărată! 3 până acum. Era ușor. Da, hai, mai ia una. Cred că așa tare alune după... Nu? Nu știu. Au. Asta e topită. Să știi că s-a rupt aici. Acesta okay. Mai rămas. Și îți dau... Nici a rămas. Ciocolată. Da! Mimi, câtă înghețată ai mâncat doar asta? Pe toată! Am mai făcut ice cream challenge odată, sunt deja... Ești expertă? Da. Eu n-am mai făcut niciodată! Nu-mi convine. Da, tu ai avantajul că ai văzut ce rămâne în pungă. Da, așa e. Nu, n-am fost atentă, să știi. Da, acum o să fiu. O să fiu. Păi e ultima, nu mă mai pot uita în pungă. Deci Mimi are 4 din 5 și acum e ultima. Nu știu dacă o ghicești pe asta, sincer. E grea? Da, e destul, dar e un gust intens. Ia, mușcă. Oh, wow! E intens, e bună! E bună! Cocos! E foarte bună! Vrei să te joci singură? M-am săturat? Da, cocos! Super! Am mâncat-o! E bună asta! Urmează să mă lege pe mine, Mimi! Sper să le ghicesc, chiar n-am chef să-mi sun niciun fost! Sincer! Deci, practic, am câștigat deja! Da, deja ai câștigat acum! Haide, bagă mâna! Aici? Aici, da. Asta. Oh. Ce e? Ceva ce voiam eu. Da? Da. Caramel. Da. Ce bună e. Știu. Vai cât de bună e. Trebuie să-i sunăm amândouă, vă știu. Da. Nu. Asta. Da. Pe asta trebuie să o desfaci, nu? Da. Trec-o, să desfac eu. Oh, wow. Ce? Cu ce? Cred că este un pic topită. Ah, clar. Oh, e topită rău. Da? Mamă, zici că e gelatină. Dar așa... tu să-mi dai o linguriță. Vezi ce topită e? Mango. Da. Mango? Da. Clar. Mamă, dar e topită. E rău. Și nu-i cel mai delicios lucru în momentul ăsta.
Haide, bagă mâna. Mamă, după bunășunea aia de caramel. Știu ce zici. Asta, oh, vai. Asta e praf. Este wow. Ceva... N-a fost o idee atât de bună. Să luăm înghețată. Să luăm înghețată și să... Mm-mm. Da, nu, nu, clar și o să dau ce-a mai rămas din ea, că nu, e toată acolo. Ia. Yeah. Căpșuni? Nu, mai greșit. Ce reșe? Vișine? Nu. Ce e? Este înghețată cu aromă de frișcă și sorbet de zmeură. Nu pot să cred. Ai pierdut! Cineva sună postul azi. Vai, și nu se chema! Nu se face. Haide, mai ai două. Oricum am pierdut, vai de capul meu. Da. Vai. Ia, unde arunci asta? Cum am greșit? Oh. Așa asta tot așa, spumă e. Ia. Am lapsus. Am lapsus. Cu... Hai Irina, știm că poți. Cât timp are Irina lapsus, nu uitați să dați subscribe canalului ei și canalului meu. Dați și like, dați-ne un like. Spuneți-ne în comentarii dacă voi știți ce înghețată e. Doamne, nu pot să cred că am lapsus. Acum din ce în ce mai mare mi se face norul ăsta. Vrei să-ți spun? Da! Fistic. Fistic în puii mei! Nu pot să cred. Deci gândește-te că mă gândeam la toate literele pe rând și încercam să-mi dau seama cu ce literă, începe cuvântul, vai. Ca să var. Asta e al treilea. Vai. Ia, nu știe. Nu pot să-mi dau seama. Nu pot să cred. E ce... Mai dă-mi o dată. E cea mai ușoară aromă din istoria. Vanilie. Da. Mai vrei? Nu mai vreau, mă. Băi, sunt supărată. Nu pare rău, Irina. Am pierdut, trebuie să-mi sun fostul. Stai să mă gândesc pe care să-l sun. Ai pierdut pe canalul tău. Hai să-l sun, stai. Ar sun pe unul care cred că mi-ar răspunde ok și gen... Sper să fie în România. E cel care ai fost bagodită? Alo? Ce faci? Bă, dar am venit până la bolă de azi. Bine, stăteam acasă și voiam să spun că încă te iubesc. Ce? Ce? Să vezi acasă și să dați bani cum vezi? Da, mi-am dat seama că te iubesc. Mai încere. Mai pot. Am pierdut la un challenge. Nu, wow. Vai, cât de cringe, am transpirat. Mi-ți face rău. Aoleu, ca vai. Să vezi aici spirit de echipă. Vai. O să-mi sun și eu un pot să-i spun că încă iubesc. Sora, sora. Wow, să vedem dacă răspunde. E prietenul meu cel mai bun acum, deci ar trebui să aibă o reacție bună. Da. Dacă îmi răspunde. Eu încă sunt șocată și sunt roșie și am transpirat. Ce faci? Bine, uite, vorbeam cu fata. Ce voce sexy ai. Nu pot să vorbesc. Auzi, Andrei, uite, eram pe acasă și mă tot... Mi-e dor de tine și mie. Și mie mi-e super dor de tine, dar gen... M-am tot gândit și cred că încă te iubesc. A, ce drăguț. Hai zi cu cine ești, știți că sunt. Sunt cu Irina. Sunt sub. Și facem un vlog. Și am avut challenge să-mi sun un fost, să-i spun că încă îl iubesc. Și tu ești cel mai drăguț fost al meu, așa că... Păi atunci dacă tot filmația asta... Păi puteam să o spunem pe aia clară că și cu Irina mi-a plăcut relația. Să nu credeți nimic din ce ascultați pe internet. Niciodată. Și scrieți-ne în comentarii
ce ați vrea să mai vedeți de la noi. Și dacă aveți idee cine au fost băieții cu care am vorbit, chiar scrieți în comentarii. Mergeți pe canalul lui Mimi, dați-i subscribe, mergeți la noi pe Instagram și dați-ne follow, pentru că noi suntem fete drăguțe și postăm poze drăguțe și clipuri drăguțe. Și cu minți, mai ales. Și cu minți. Cam atât. Vă pupăm, pa! Pa!